câteva sfaturi practice pentru a scăpa de ele. 1. Schimbă-ți paradigma gândirii, da? Gândește altfel despre aceste lucruri. Nu ai cum să scapi de datorii sau de orice altă problemă din viața ta cât timp nu o vezi ca și o problemă. Cât timp tu ești convins că e un lucru bun sau că în felul ăsta se fac lucrurile, tu n-ai cum să te lecuiești de lucrul ăsta, da? N-ai cum să scapi, de exemplu, de problema evaziunii fiscale cât timp tu te tot convingi că nu e chiar așa de rău. Sau că în România numai așa se poate. În momentul în care schimbi gândirea ta și zici, dacă Dumnezeu a poruncit un lucru, dacă Dumnezeu zice negru la un lucru și alb la altul, bine la unul și rău la altul, da? Pentru mine, astea sunt categoriile în care voi gândi. Dacă Dumnezeu spune că datoria este rea și de nedorit și de evitat și de scăpat de ea, eu mă voi preocupa ca să scap de ea. Chiar dacă eu am alte idei, chiar dacă colegii mei au alte idei, chiar dacă cei din jurul meu vor spune că sunt un ciudat, că în 2017 nu se poate altfel, da? Dacă Dumnezeu spune un lucru, pentru mine lucrul acela este da și amin. Gândește în termeni biblici. Și anume realizează că Dumnezeu îți spune că este un mare pericol, că datoria este ca un stăpân rău și că trebuie scăpat de ea rapid și cu maximă intensitate lucrat să fie eliminat.